Un tânăr militar buzoian a fost găsit decedat în această dimineață în jurul orei 4:30 de către colegii de dormitor. Andrei Câmpeanu era din Potoceni, era angajat al batalionului 3 de geniu din Mărăcineni și se afla de câteva zile în misiune la unitatea militară 2525 din Breaza. Imediat după ce l-au descoperit fără suflare, colegii au anunțat superiorii care nu au putut decât să constate decesul tânărului buzoian. Cauza decesului urmează a fi stabilită în urma unei anchete. Fruntașul Câmpeanu Andrei, din cadrul batalionului nostru, aflat într-o misiune la unitatea militară 2525 Breaza, în cursul dimineții, în jurul orelor 4:30, a fost găsit mort în dormitor, unde dormează colegii lui. Colegii lui au anunțat șefii și acum cazul se cercetează de către o comisie de la parchetul militar. Din câte informația mea, da, asta s-a întâmplat, a murit așa. Andrei Câmpeanu avea 23 de ani și fusese angajat în cadrul structurii militare de la Mărăcineni în urmă cu 2 ani.